Milioane de lei românești ascunși în cutii de pantofi, valize și chiar la propriu la saltea se întâmplă în țara vecină, România. Nu este o glumă și nici nu este vorba despre economiile de o viață ale cuiva care nu are încredere în bănci, ci despre captura făcută de polițiști în casa unui bărbat bănuit că furniza droguri în cluburi exclusiviste din București. Suspectul a fost prins în flagrant delict acum 3 nopți în zona de nord a capitalei, în timp ce mergea la o livrare cu câteva doze de cocaină, 59 de comprimate de ecstasy și 200 de grame de cannabis. În total 1,7 milioane de lei și puțin peste 4.000 de euro au descoperit polițiștii. În casă, traficantul mai avea aproape 4.000 de pastile de ecstasy.